Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta această poveste, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună cartea a treia din seria Nebel de Constantin Teodor, Doamna în Mov. Întâi de toate, doar o vorbă să vă mai spun. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul și suportul de care dați dovadă, pentru prietenia și bunătatea pe care mi-o arătați. Și să vă invit eventual să dați un like dacă vă plac poveștile pe care le citim împreună, un share, la fel, dacă considerați că mai aveți și alți prieteni care vor dori să asculte și să-mi scrieți în continuare comentarii, deoarece chiar îmi face de o deosebită plăcere să, să le citesc. Promit să răspund atât de repede cât pot. Vă mulțumesc încă o dată, mă înclin în fața dumneavoastră pentru bunătatea și prietenia voastră și până data viitoare, cum se spune, o să începem să povestim. Bun. Peste întreg cimitirul se așternu o liniște de vată, acum, după ce rudele și cunoscuții răposatului plecaseră. Mai rămăseseră la groapa pe trei sferturi astupată cei doi gropari. Aceștia, obosiți și gârboviți, arunca ultimele lopezi de pământ clisos și greu. Unul dintre ei, cel mai bătrân, invariabil, după două lopezi de pământ aruncate în groapă, se oprea să se odihnească, poate, un minut. Pe urmă, înainte de a apuca lopata, scuipa. Scuipa în groapă, prin colțul stâng al gurii, câte un bănus de salivă albă și spumoasă. Nu o făcea cu gând rău. Așa se obișnuise în anii, nu puțin de când se făcuse gropar. Și dacă atâta timp cât fuseseră de față rudele și prietenii mortului se abținuse, Acuma, când nu-l mai vedea nimeni, când nimeni nu se putea indigna de atâta necuvință, scuipa în voie și cont de mânare pentru care l-ar fi invidiat orice ștrengar din grant. Celălalt gropar, care era cu mult mai tânăr, lucra cu spor. Lucra și fluera încet, atât de încet încât abia dacă se auzea el însuși. Moșule, sugem după aia câte o beșică!" Sugem, de ce să nu sugem? Fac eu cinste!" Tânărul început să lucreze mai cu spor, grăbit să termine, ca să se vadă mai curând la bufetul Graca, dinainte cu o beșică de țuică. Bine dispus, început să cânte cu voce tare și pe nasca țârcovnicii. Luna știe, dar nu spune multe taine de amor. Bre, o stai cântec de pe vremea când eram eu tânăr, se bucură groparul cel bătrân. Îl știu de la moșdric, sucit, om mai e și moșdric ăsta, nu-i așa? O, fi el și om sucit, da, e mai întâi omul dracului, așa cum te văd și mă vezi, măi, Nichita, băiete. Se poate, da, mie îmi place. Bătrânul vrut să mai spună ceva, dar se răzgândi. Scuipă încă o dată peste movilița de pământ, pe urmă începu să o netezească, bătând-o ușurel cu latul lopeții. Scena aceasta se petrecea într-o dupamiază de primăvară, în acea parte a cimitirului unde nu prea se aflau monumente funerare. Acolo, pe o suprafață mare, nu existau decât cruci mărunte din lemn de brad sau stejar, și numai aici colo câte una din piatră. Dar înspre sud, la o depărtare numai mare de 50 de metri, începea o alee frumos pietruită și lată. De-a dreapta și de-a stânga, unul după altul și care mai de care mai arătos, numai monumente funerare, unele mari cât un apartament de două camere, altele mai mici, doar cât o garsonieră. Pe această alee, cam pe la mijloc, în mijlocul unui dreptung de circa 15 metri pătrați, încercui de un grilaj din fier forjat, se înălța o cruce înaltă din marmură neagră. Crucea aceasta se impunea atenției, fiindcă părea disproporționată în comparație cu celelalte trei cruci, toate înăuntrul aceluiași grilaj. Două la dreapta, cea de-a treia la stânga. Pe crucea mare, două mari fotografie mai late reprezentau cea din stânga un bărbat, cea din dreapta o femeie. După felul îmbrăcămintei, era ușor să-ți dai seama, fără să mai fie nevoie să citești datele săpate în marmură și aurite, că cei doi, sos și soție, repauzaseră întru domnul cam spre începutul secolului. Cele două cruji laterale, tot din marmură neagră, tot cu câte o fotografie mai lată fiecare, reprezentau de asemenea niște oameni în vârstă. Sub fiecare fotografie, la fel, cu cifre și cu litere aurite, erau scrise următoarele date, prenumele, numele, data nașterii. În locul unde ar fi trebuit să fie consemnat anul, luna și ziua decesului, nu era trecut nimic. Asta însemna că bărbatul și femeia din cele două fotografii se mai aflau în viață, dar că, asemenea unor buni gospodari, își pregătiseră din timp lăcașul cel de pe urmă. Fotografia bărbatului reprezenta un bătrân de aproape 70 de ani. Barba albă, care îi ajungea până la jumătatea pieptului, ochelari cu ramă metalică, nasul coroiat, dar mai ales tichiuța de catifea brodată de pe cap, te ispiteau să-l asemuiești cu un bătrân și hrăpăreț cămătar din evul mediu. Sub fotografie cu litere mari și aurite scria Aram și Mandan, 1895. Fotografia de pe celălalt monument învățișa o femeie aproape tot atât de bătrână. O față prelungă, un nas mare, probabil roșu, bărbia ascuțită și încovoiată ca un cioc de condor, niște ochi mari, strălucitori, dar absenți ca unui medium în transă pe obrazul stâng un neg o măslină de culoare stacojie, iar sub nasul de condor o mustăcioară ca de adolescent. Sub această fotografie erau săpate următoarele date, Sonia și Mandan, 1900. În dreapta crucii celei mari se înălța o altă cruce din marmură albă la aceeași înălțime cu a viitoarelor lăcașuri de veșnică odihnă ale lui Aram și Sino Soniei. Fotografia de pe această cruce înfățișa un tânăr de o frumusețe uluitoare păr negru, ondulat, barbă neagră, numai vălurele, ochi întunecați, strălucitori, dar în același timp haotici, ten de culoarea ciocolatei cu lapte, buze frumoase, arcuite și senzuale. Pe marmura albă, sub fotografie, cu litere gotice și aurite, fusese săpată următoarea inscripție. Nicolae și Mandan, 1943-1965 toate cele patru morminte erau bine îngrijite, dar mai ales acesta din urmă. Flor de sezon, gazon între morminte, o alee cu pietriș alb. Într-un lampadar de un model original, din fier forjat, poate mai curând într-un fel de felinar suis generis, ar da o candelă ziua și noaptea. O băncuță din marmură, albă și ea, foarte joasă și fără spetează. Un copăcel cu o coroană ca o umbrelă. Pe această bancă, în după amiaza unei zile de primăvară, mai exact spre sfârșitul unei zile de primăvară, fiindcă soarele aluneca spre asfințit, stătea o femeie și privea, privea într-una fotografia lui Nic. Și mandan de pe crucea din marmula albă. Era îmbrăcată într-un pardesiu de culoare vernil și pe cap era acoperită cu un fel de fișiu de culoare albă. Niciun semn distinctiv de doliu. În ciuda îmbrăcămintei, jignitor contrastantă de corului, Chipul femeii oglindea o sinceră durere, nu plângea, dar ochii umeziți încă vorbeau de la sine, din când în când suspina. Și numai atunci îți puteai da seama că este o ființă vie. Altfel, ai fi putut-o crede o statuie integrată, nu prea armonios, a celui complex funerar. La un moment dat, buzele îi se mișcară și dacă cineva ar fi fost alături sau aproape, ar fi putut-o auzi murmurând. Dragul meu Nic, orecând n-am să te mai iubesc? că am să încetez de-a mai suferi. Rosti cuvintele cu disperare, dar în același timp implorător, de parcă era convinsă că acela căruia îi se adresase nu se putea să nu-i răspundă. Dar de sub lespeda de marmură nu răzbi nicio șoaptă. Foșni doar copăcelul cu coroana ca o umbrelă, iar ceva mai târziu se auzi vocea groparului Nikita, care urma de bătrânului tovar și se grăbea să ajungă la cârciumă ca să dea pe gât câte o beșică de țuică. Luna știe, dar nu spune multe taine de amor. Dar femeia cu pardesiul de culoare vernil nici nu tre sări măcar, și nu tre sări fiindcă nu auzi cântecul. Aștepta încă, atentă, să-i răspundă tânărul de acolo de sub lespedea de marmură. Pe urmă, când se convinse că așteaptă zadarnic, lăcrimă din nou. Lacrimile alunecară de-a lungul obrazului, fără ca ei să-i treacă prin minte să și le șteargă. De altfel, durerea o înșfăcase și o ținea strâns atât de tare, încât era cu totul absentă la ceea ce se întâmpla în jurul ei. E drept, într-un cimitir, evenimentul cel mai important, dar și cel mai banal, se întâmplă atunci când are loc înmormântare. Dar la ora aceea, când soarele se resemnase să moară și când ultimul mort adus în aceeași zi odihnea acum sub pământul reavăn, câte ceva tot se întâmpla în cimitir. De pildă, la o depărtare numai mare de 10-15 metri, un bărbat, sub 40 de ani, își făcea de lucru la un alt mormânt, mult mai modest decât acela unde se afla femeia cu pardesiul de culoare vernil. Stătea și el pe o bancă, de lemn însă, și privea de asemenea o fotografie. Fotografia era a unei tinere fete de cel mult 17 ani. O privea și, judecând după aparență, se părea că nici el nu prea avea habar de ceea ce se întâmpla în jurul lui. În realitate, era foarte atent la ceea ce se petrecea la mormântul lui, nic și Mandan. Apăruse la mormântul unde se afla acum cinci minute după ce femeia în pardesiu vernil se instalase la celălalt mormânt. Trecuseră de atunci 15 minute și el continua să pară, naufragiat, în marea fără de țărmuri de znădejdii. Ceva mai târziu se ridică de pe băncuța de lemn și porni spre mormântul celălalt, mormântul lui Nic și Mandan, ținând în mână lumânare. Pe măsură ce se apropia de amintitul mormânt, umerii se gârboveau, iar chipul început să oglindească, fără niciun dubiu, marea durerea sufletului. Când ajunse, deschise portița grilajului și păși solemn pe alea pietruită. Abia acum, când pietrișul scrâșni sub pașii bărbatului, femeia cu pardesiu vernil îl simți și întoarse capul în direcția lui. Doamnă, vă rog, îngăduiți-mi să aprind lumânarea de la candelă. Am uitat să iau cu mine chibrituri. Femeia îi îngădui înclinind în capul. Vă mulțumesc, doamnă. Bărbatul se apropie de lampadarul înăuntrul căruia ardea candela, dar, în mod deliberat, nu izbuti să deschidă ușița. Atunci se ridică de pe bancă și veni să-l ajute. Din întâmplare, mâinile lor se atinseră. față în față fiind, ar fi fost peste putință ca privirile lor să nu se întâlnească. Sunt tare, neîndemânatic. Vă rog să mă iertați că v-am tulbura meditația, stimată doamnă. Nu face nimic, domnule. Se îndepărtă încet cu lumânarea aprinsă în căușul palmelor ca să nu se stingă. Și în timp ce făcea aceasta, simți o clipă în spate privirea femeii. Să fie avut ceva mai mult de 30 de ani. Nu era din calafară afară de frumoasă, totuși era imposibil să nu-ți atragă atenția. Ochii, mai ales, se impuneau atenției. Ochii de culoarea cetinei, mari, strălucitori și inteligenți, fruntea de asemenea. Bărbia, voluntară și, în general, felul cum te priveau ochii, erau indici siguri că aveai de face cu o femeie care știe ce vrea. În schimb, buzele și felul, greu de precizat, cum îi fremăta nările, trădau senzualitate. Rentors la mormânt, bărbatul înfipse în pământ mai întâi o lumânare, pe urmă și făcut de lucru procedând la fel și cu celelalte, vreo zece la număr, pe care le cumpărase de la administrația cimitirului. Din anul luna 1963, luna iulie, data la care murise Cecilia Enăchescu, așa se numea tânăra fată la al cărei mormânt privegea bărbatul, niciodată nu se întâmplase să-i aprindă părinții sau rudele dintr-o dată atâtea lumânări. Și doar acela care îi aducea un asemenea prinos de pioasă aducere aminte nici măcar nu îi era rudă. Era un străin care abia cu o săptămână în urmă luase cunoștință că acolo, sub pământ, fusese îngropată o fată frumoasă călătorită din această vale a plângerii la vârsta de numai 16 ani. Dincolo, la celălalt mormânt, femeia cu pardesiul de culoare vernil se pregăti de plecare. Se ridică de pe băncuță și se apropie de cruce ca să privească pentru ultima dată și de aproape fotografia lui Nic și Mandan. Pe urmă, întorcând spatele crucii, porni către portița rămasă deschisă. Ieși, o închise după ea, pe urmă, făcând cu mâna un semn de rămas bun fotografiei, plecă. După ce o văzut plecând, celălalt, bărbatul care a zece lumânări la mormântul unei necunoscute, porni și el grăbit spre ieșire, dar nu pe aceeași alee, ci pe una paralelă. Manevră în așa fel ca să se întâlnească sub bolta de la poarta cimitirului. Afară, o salută ceremonios. Ea-i răspunse cu vădită bunăvoință. El se îndreptă spre stația de autobuze, ea spre mașina ei personală. Urcă la volan, porni motorul. Drum bun frumoasă, îi ură el să știi că a treia oară am să arunc plasa." Mașina țâșni și câteva secunde mai târziu stopă lângă trotuar în fața lui. Femeia de la volan îi semn să urce lângă ea. Dădui imediat curs invitației și în timp ce deschidea portiera din nou își vorbi. Bine că n-a mai fost nevoie de o a treia oară. Asta mai zic și eu șansă. Vă las în oraș să-mi spuneți unde." Cuvintele sunară reci, distante. Ea însă își părea retranșată într-un fel de încremenire care aproape intimida. Făcea impresia că-l culesese din drum așa cum ar fi făcut cu oricare altul. Vă mulțumesc că ați fost prea amabilă cu mine, domnișoară. În autobuz totdeauna e aglomerație. Ea schițeu un zâmbet care nu putea fi altfel interpretat decât ca trist. Nu, domnișoară, ci doamnă. Sunt doamna Robescu. Vă rog să mă iertați. De ce să te iert? Din potrivă. Îmi face plăcere să aflu că mai pot fi luată drept domnișoară. Înseamnă că nu sunt încă bătrână. Dumneavoastră bătrână, glumiți, bineînțeles, dar vă rog să-mi îngăduiți să mă prezint. Mă numesc Dan Văleanu și sunt ziarist. Dacă ești ziarist, atunci probabil că de soțul meu ai auzit. El făcu mai întâi o mină nedumerită, pe urmă luminându-se dintr-o dată. Vă referiți, desigur, la tovarășul academician Alcibia de Robescu? Este soțul meu. Dacă mi nu mi-ați fi spus, nici nu mi-ar fi trecut prin minte că... Și nu mai continuă, parcă rușinat, că fusese gata, gata să comită o gafă. Că un om de vârsta lui era o soție atât de tânără. La asta te-ai gândit, nu-i așa? O soție atât de frumoasă, rectifică el înroșindu-se ca un adolescent. Era un mare artist și putea să roșească atunci când era necesar. Or, acum era absolut necesar. Femeia de lângă el trebuia să-l considere un pic naiv, un pic timid, îndrăgostit de ea gen cup de fudră. Nu no, trebuie să-ți fie teamă cam să mă supăr. Ai gândit exact ca toți aceia ce-l cunosc pe soțul meu. Și nici nu-i de mirare. Deosebirea de vârstă dintre noi nu este neînsemnată. Ultimele cuvintele rostic rosti cu un fel de amărăciune, pe care nici nu se strădui să-și o ascundă, schițând un zâmbet aproape dureros. Acum ochii ei ca cetina erau strălucitori, dar când pronunță ultimele cuvinte, strălucirea lor deveni mată. Era frumoasă, într-un fel puțin obișnuit frumoasă o frumusețe, dacă s-ar putea spune, demodată, sau poate mai curând o frumusețe apolinică. Totul era la ea armonios, proporționat. O privea și cu cât o privea mai mult, cu atât îi se întărea convingerea că frumusețea ei era idoma cu aceea vechilor statui de zeițe elene. La un moment dat i se părea chiar că seamănă cu Venus din Milo. Nu fusese la Paris, nu vizitase louvre dar văzuse numeroase reproduceri. Da, da, Soția academicianului semăna mult cu celebra capodoperă a lui Praxiteles. Doamnă, v-a spus cineva că semănați cu Venus din Milo? No, nu, nu mi-a spus nimeni. Da, cred că sunteți un lingușitor. Vă jur, doamnă, că semănați. Da, chiar dacă semăn, nu ar fi trebuit să-mi o spui. Iertați-mă, dar nu înțeleg de ce n-ar fi trebuit să vă spun. Nu mi închipui că ai de gând să-mi faci curte. Ar fi grotesc. N-ai uitat, sper, de unde venim acum. Desigur sigur că n-am uitat? Parcă ne-am mai întâlnit odată acolo. Da, vinerea trecută. La cine te duci? El nu răspunse imediat, cumpăni bine răspunsul. La Ia, am iubit-o mult și oftă fățarnic. Când a murit, s-a umplinit luna asta doi ani și te duci des să o vezi. În fiecare vineri, doamnă. Înseamnă că o mai iubești dacă de doi ani continui să o vezi în fiecare vineri. Cred că o mai iubesc. Cred că am să o iubesc încă mulți ani. Și din nou oftă. Cum o chema? Cecilia. Frumos nume. Altul mai frumos nici nu cred că mai există. Dar dumneavoastră, doamnă, cum vă numiți? Doina. E foarte frumos și numele acesta. Dar Cecilia e mult mai frumos, știți? Avea 16 ani când a murit. Așa de tânără, dar ce s-a întâmplat? Cum de-a murit? S-a sinucis, doamnă spuse el fără să clipească. Ce coincidență!" Și păli puțin, dar totuși vizibil, fiindcă doina Robescu nu era deloc fardată. Nu era fardată și nici nu purta vreo podoabă, verigheta doar. Nu purta podoabe și era pieptănată, exact ca zeița lui Praxiteles. La ce fel de coincidență vă referiți, doamnă?" El, de asemenea, s-a sinucis." Într-adevăr, ce coincidență!" Ia, de ce s-a omorât?" Ridică din umeri și oftă îndurerat. Nu mai Dumnezeu știe, Doamnă, că eu n-am putut afla. Dacă aș avea cea mai mică bănuială că din cauza mea a murit, n-aș ezita o clipă să-mi zbor creierii. Apoi, după o pauză, aveți să-mi o luați în nume de rău dacă am să vă întreb. El de ce s-a sinucis? Aceasta a, aceasta e cea de-a doua coincidență, domnul meu. Nici eu nu știu de ce s-a împușcat. Mă întreb și mă întreb cum a putut face una ca asta. Lacrimile iumeziră ochii. Vă rog să-mi îngăduiți, doamnă, să vă șterg ochii." Și fără a mai aștepta consimțământul ei, șterse ochii cu propria sabatistă. Gestul, ca și cuvintele, îi se părură grotești și numai cu greu își putea ascunde zâmbetul. Era bine dispus și mai, mai că avea chef să fluiere. Mulțumesc. Fratele dumneavoastră?" Nu, amantul meu. Sper că nu te scandalizează sinceritatea mea." Nu, deloc." Din păcate, nu totdeauna izbutești să pui de acord inima cu rațiunea. E și firesc, doamnă, pe scara evoluției noastre rațiunea a apărut mult mai târziu. Inima a existat însă încă de când umblam în patru labe. Știi, câteodată mă întreb dacă nu cumva faptul că l-am pierdut înseamnă pedeapsă. Pedeapsă? Cine să vă fi pedepsit, doamnă? Cine? Nu știu. Nu m-am gândit neapărat la o persoană anume care împarte pedepse. Dar am crezut totdeauna că aici, în viață, totul se plătește. Destinul? Ți-am spus că nu știu. În orice caz eu am plătit. L-am pierdut." Oftă și nu mai spuse nimic. Ce coincidență?" Se prefăcu el că se miră ca să reia discuția. Coincidență? La ce anume vă referiți? S-a sinucit și el fără niciun cuvânt de explicație." Fără, domnule. Întocmai ca Cecilia. Și nu bănuți motivul acestei hotărâri disperate?" Disperată, dar mai ales neașteptată." În ajun se bucurase atâta când i-am spus că soțul meu acceptase să-l angajeze la institut. Era fizician? Nu, no, din păcate nu. Dar soțul meu urma să-l utilizeze ca secretar stenograf. Bietul, Nichi, cel puțin dacă a ști de ce a făcut asta. Ideea de a-l angaja ca stenograf a cui a fost? A noastră. Cum vine asta? Păi să vezi. Nichi mi-a spus că ar vrea să fie cât mai mult timp în preajma mea și m-a întrebat dacă nu ar exista o cală ca să poată veni și pleca de la noi fără să fie nevoie să se ascundă și fără să trezească bănuieli. Și atunci mi-a venit ideea de a-i sugera soțului meu să-l angajeze ca secretar particular. Dar n-am avut noroc. Am fost pedepsită. l a iubit mult. încă îl mai iubesc. Nu mă pot obișnui cu gândul că l-am pierdut. Pentru totdeauna. Dacă ai ști ce fel de om a fost. Păi, tocmai asta aș vrea să aflu cu coană. O apostrofă în gând. Pe următare. Îmi închipui că dumneavoastră nu v-ați fi putut îndrăgosti decât de un om excepțional. Excepțional? Depinde ce înțelegi dumneata prin cuvântul excepțional. Un om superior? călcă el din adins în străchini. A, amorul are de oamenii superiori. În primul rând, nu cred că există oameni superiori, ci oameni care trec drept oameni superiori. De pildă, soțul meu este considerat de toată lumea un om superior, și din punct de vedere al profesiunii sale chiar este. Dar o femeie, când la rândul ei nu este o ființă superioară, nu simte nevoia de a avea lângă ea un astfel de om. În casa noastră vin adesea oameni superiori, colegi de-ai soțului meu. Din păcate, niciunul nu ar putea interesa pe o femeie care nu are pretenția să fie altceva decât o femeie. Și ce fel ar trebui să fie omul care ar putea interesa o astfel de femeie? Un bărbat care să știe ce este o femeie. Sau, dacă nu știe să aibă măcar o vagă intuiția ceea ce este ea în realitate. Mi se pare că cereți un lucru imposibil, glumi el, dar ea crezut că vorbește serios. Imposibil nu. În orice caz, recunosc, nu e un lucru ușor. Doamnă, mărturisindu-mi cinstit ignoranța, vă rog să-mi spuneți, ce este o femeie? Ea este exact contrariul bărbatului. Tot nu știu, doamnă. Femeia este tot ceea ce în mod obișnuit se înțelege prin Dionisiac. Și bărbatul, ceea ce se înțelege prin Apolinic, Greșala multora este că pretin femeilor să fie ceea ce nu pot fi decât numai nu femeile erudite, în accepția adevărată a cuvântului și nu peiorativă. În cazul acesta v-aș putea răspunde că greșala femeilor este că pretind de la bărbați să fie ceea ce nu pot fi. Pretenția femeilor ca bărbații să fie dionisiaci nu constituie o greșeală. Bărbații pot fi fără excepții și dionisiaci. În schimb, femeile nu pot fi decât numai mai rare ocazia polinice. Greșesc însă acele femei care pretind bărbatului să fie numai dionisiac. El poate fi și dionisiac în anumite împrejurări, dar structural el este și rămâne apolinic. Iertați-mi curiozitatea, dumneavoastră n-a scăzut într-o asemenea greșeală. Te referi la relațiile dintre mine și Niki? Da, dar vă rog să nu vă supărați. De ce să mă supăr? Îți răspund cu toată seriozitatea că nu. Eu am știut să păstrez măsura. Mi-am dat de fiecare dată seama când obosea să fie Dionisiac și îl lăsam să redevină Apolinic. Și în ce consta Apolinicul la el? Cum se manifesta? În faptul că își relua cealaltă viața sa, aș zice, cea adevărată care îl pasiona. Cred că trăia pentru un scop, pentru un ideal. În definitiv, ce profesiune avea? Lui se păru că ei întrebarea nu-i face deloc plăcere. Foarte modestă. Era instructor artistic la o întreprindere oarecare. Pari cumva dezamăgit, așa-i?" Nu dezamăgit, ci mai curând nedumerit. Încerc să-mi explic, doamnă, despre ce ideal poate fi vorba atâta vreme cât munca sa de fiecare zi era atât de... Vă rog să-mi ierta sinceritatea, măruntă. Nu l-ați întrebat niciodată?" Niciodată." Și nici nu bănuiți?" Nu." No. De altfel, ca să fiu sinceră cu dumneata, nici n-am dorit să știu." Iarăși nu înțeleg, doamnă." Niche a fost un om plin de tăceri și de taine." Taine? Ce taine putea avea oare un instructor artistic? Dacă era instructor artistic și în realitate. Ce altceva ar fi putut fi? Nu știu. De vreme ce bănuiască putea fi altceva decât pretindea, nu va a fost teamă că v-ați putea compromite? Domnule, îl iubeam. Nu era un răspuns logic, dar era unul femeiesc. Și îl mai iubiți și astăzi. Îl mai iubesc, exclamă ea cu multă căldură, am să vă pun o întrebare, care de fapt este un sfat. Când vă este dor de el, ce faceți? Mă duc la mormântul lui. Dar dacă vă este dor și după ce v-ați întors de acolo? Îmi petrec tot timpul într-o încăpere unde sunt multe fotografii de ale lui și unde păstrez unele mici obiecte care eu au aparținut sau de care s-a folosit. O prietenă de-a mea a numit încăperea camera memorială Nichi. Eu nu am așa ceva. Nu mi-a rămas nimic de la ea. Cu atât mai rău pentru dumneata. Într-adevăr, e foarte rău. Nimic nu mi-a rămas de la ea. Un obiect oarecare, ceva care să conserve și să perpetueze amintirea ei. Doina Robescu făcu ochii mari. Ai exprimat exact ceea ce am simțit, dar nu am putut preciza prin cuvinte. Vrei să-mi explici și mai clar? Pe Cecilia am iubit-o mult și o mai iubesc. Mereu îmi spun că niciodată nu voi mai fi în stare să iubesc o altă femeie. Îmi spun, dar nu sunt chiar așa de sigur, cum am fost să spunem, acum două luni. Cu toată opunerea mea, amintirea ei a început să pălească pe nesimțite. Mi-e tare teamă că într-o zi se va șterge cu desăvârșire. Și eu nu vreau. Vreau să rămână mereu vie, fiindcă vreau ca pe Cecilia să o iubesc până la capătul vieții mele. Vreau să-i rămân credincios până la capătul vieții mele. De multe ori în ultimul timp ea am dat seama că amintirea ei nu ar fi pălit dacă mi-ar fi rămas de la ea ceva material, nici eu nu știu ce anume. De pildă dacă mi-ar fi rămas niște scrisori, recitindu-le prezența ei vie perpetuată prin slovele scrisorii, cred că ar putea constitui un fel de transfuzie de memorie care m-ar ajuta să nu o uit, fiindcă v-am spus, nu vreau să o uit. Ce multă dreptate ai, domnule! Se entuziasmă Doina Robescu și în timp ce pronunța cuvintele ochii străluciră ca la o mistică și prea cuvioasă călugăriță. Știi, nici eu nu vreau să-l uit pe Nichi și eu aș vrea să-l iubesc până la capătul vieții mele. Dar, domnule, mi-e teamă că nu se va putea. Nu v-au rămas scrisori de la el? Niciuna. Aveți totuși camera memorială. Nu e suficient, domnule. Oare ce am putea face noi ca eu să nu-l uit pe Nichi, iar dumneata pe Cecilia? El ridică din umeri neputincios și oftă. O soluție valabilă pentru amândoi, nu mă simt în stare să găsesc, doamnă. În ceea ce mă privește, și se opri prefăcându-se că numai o mare sfială îl împiedică să continue. În ceea ce te privește?" insistă ea. Mie e teamă să nu fiu înțeles greșit, doamnă. Să nu-ți fie teamă. Pot fi foarte înțelegătoare, în ciuda faptului că sunt femeie." Am observat, doamnă, că de când am început să vă vorbesc despre Cecilia, o simt mai vie ca oricând. Dacă nu cumva mă încel acest fapt cu totul întâmplător, acela de a fi stat de vorbă despre ea cu dumneavoastră a însemna pentru mine tocmai acea transfuzie de memorie de care vă vorbeam mai adineauri. Mi se pare că ai dreptate. Se bucură ea. Cred că s-a întâmplat și cu mine la fel. Acum, după ce ți-am vorbit de Niki, mă simt parcă și eu altfel. Parcă nu mai e teamă că am să-l uit prea repede. Bietul Niki. Aș fi o ticăloasă dacă l-aș uita de vreme ce-l iubesc încă. Ei, dar iată-ne pe bulevard. Unde să te las? La cinematograful Patria. Ajungem imediat. Sper că ne vom întâlni acolo vinerea viitoare." Bineînțeles, doamnă. La ora trei voi fi prezent. Vom vorbi despre morții noștri." Și pe urmă ne va fi mult mai ușor să nu-i uităm." Doina Robescu stopă lângă bordura trotuarului. El coborâ. Atunci, pe vineri, doamnă?" Pe vineri." Mașina porni. El privi după ea când n-o mai văzu zâmbivag și murmură pentru sine. Bătrâne!" Vrei, nu vrei, are să trebuiască să-ți scoți pălăria. Cititorii au înțeles de sigur că presupusul Dan Văleanu era în realitate capitanul Bogdan Tudorașcu, prietenul și colaboratorul imediat al maiorului Radu Mănăilă, al lui Ducu. O oră mai târziu Bogdan intra în biroul lui Ducu. Bătrâne, îți scos pălăria. Nu, mi-o scot până că nu mă convin că e absolut necesar. Ai salutări de la Doina Robescu, în cazul acesta mi se pare că va trebui să-mi o scot. Haide, dă-i bătaie, sunt numai ochi și urechi. Bogdan povesti pe larg cum decursese prima întâlnire cu Doina Robescu, soția academicianului Alcibia de Robescu. Ducul ascultă până sfârșit, fără să-l întrerupă măcar o singură dată. Ei, acum ce mai zici? Fură ultimele cuvinte cu care Bogdan termină relatarea celor, celor întâmplate. Ești un mare vulpoi, băiete! Cum? Sunt doar un mare vulpoi și un veritabil Casanova. Ai dat-o gata cu vorbăria ta. Am dat-o gata, cum spui tu, dar meritul meu este mic. E o pramatie, madame academician asta. Să mă ferească Dumnezeu și cei patruzeci de muceniști de o asemenea nevastă. Așa pramatie cum o crezi tu, l-ai iubit totuși pe Nic. Sau nu crezi? Ba, da, sunt convins că l-ai iubit. Nic și mandant frumos, atât încât pe Alen de să-l adun pe fărași, Cred că i-a zdrobit inima chiar din prima zi. De ce n a întrebat-o cât timp a durat legătura lor? Nu mi-a dat pe minte, e foarte important. Foarte important nu, dar important este. Adică, dacă legătura lor a durat mai mult timp, mă întreb. Nu cumva Nix s-a priceput să o tragă de limbă și a afla de ceva din activitatea soțului ei? Figura lui Bogdan exprima scepticism. Parcă nu-mi vine să cred. Dar, în definitiv, ce înseamnă a afla câte ceva din activitatea soțului ei? Pe noi ne interesează mai puțin activitatea în general a academicianului. Ne interesează numai un anume aspect din activitatea lui. Deci, presupui că Nică a aflat de la Doina ceva privind invenția la care lucrează bărbatul său. Naiba să te ia, măi băiete, îmi pui sula în și îmi cer să-ți răspund da sau ba. Ori noi deocamdată suntem în faza când încercăm să ne răspundem la întrebări, tot prin întrebări. Noi? Tu? Asta e a furisit de manie care însă trebuie să recunoști că până acum a dat rezultate de vreme ce a trebuit să scoți de atâtea ori pălăria. Bogdan se scărpină în cap. Eu, to nu te slăbesc, bătrâne. Crezi că nici știa cu ce anume problemă se ocupa academicianul? Oare nici a ținut să aibă aușvai în casa academicianului, fiindcă îl interesa în general activitatea de cercetător a acestuia, sau fiindcă îl rodea curiozitatea de a afla amănunte în legătură cu invenția la care lucrează în prezent? Dacă pui așa problema, eu zic, n-ar fi exclus. Numai că mă întreb, cum naiba a putut afla? Spune mai curând, cum naiba au putut afla? Bătrâne, dacă mai continuăm cu întrebările, mă arunc pe fereastră cu capul jos. În cazul acesta, fiindcă mai am nevoie de tine, haide să nu ne mai punem întrebări, ci să analizăm puțin cum a decurs prima ta întrevedere cu Doina Robescu. Vrei să spui cu ce câștig ne-am ales? Fie și așa. Mai întâi felicitări, Ideea ta a fost excelentă. Eu trebuie să o recunosc că am fost cam sceptic, că tocmai din cimitir va sări iepurele. Nu m-am gândit, dar iată că a sărit. S-ar putea ca după el să sară și alții. Ei, ei, asta zic și eu că ar fi șansă. Va să zică un prim câștig. Iepurele a sărit. Madame Doina Robescu adică. Ia, după părerea mea, lucrurile s-au întâmplat astfel. Nic și Mandan a primit ordin să o cunoască pe Doina Robescu. De ce?" Fiindcă acela sau aceea de care asculta, au prins de veste ca de academicianul ce anume invenție este vorba? Ca academicianul Robescu lucrează la o invenție importantă. Despre ce anume invenție este vorba? Nu cred că a putut afla. Și nu cred, deoarece numai un număr foarte restrâns de persoane este la curent cu natura cercetărilor lui. Robescu, din păcate, nu știm în ce împrejurare a cunoscut Onic pe doina Robescu. Ție nu-ți-a venit în minte să întrebi? câteodată mă mir singur cât de găgăuță pot fi. Acum abia îmi dau seama cât de necesar era să o fi întrebat. Foarte necesar, băiete. Gândește-te că Nic și ea făceau parte din lume cu totul diferite. E greu de presupus că doi Robescu l-a întâlnit în societatea pe care ea o frecventează în mod obișnuit. Dar e tot atât de greu de presupus, sau aproape tot atât de greu, că s-au întâlnit în societatea pe care o frecventa Nic. Este foarte probabil că întâlnirea lor a fost facilitată de o terță persoană. Dacă aflăm cum s-au cunoscut, vom ști dacă a existat o terță persoană care a pus la cale treaba aceasta. Vinerea viitoare, o întreb sigur, măi bătrâne. Până vineri mai este exact o săptămână, și într-o săptămână se pot întâmpla multe. În orice caz, dacă presupunerea mea nu este greșită, vreau să spun dacă există o terță persoană, la atunci înseamnă că datorită ție au sărit nu un iepure, ci doi. Îmi tai mustața dacă nu sar!" Să mergem mai departe. Să presupunem că cei doi s-au cunoscut datorită unei terțe persoane, care avea interesul ca ei să se cunoască." Și cum era de aștepta, doi narobescu se îndrăgostește de frumosul Nic." Nic, la rândul său, mimează că s-a îndrăgostit de doi narobescu, fiindcă urmărește un scop bine definit." Urmărește să ajungă un obișnuit al casei. Face probabil aluzii, bineînțeles foarte vagi, ca să nu trezească bănuieli." Cu alte cuvinte o ajută pe Doina Robescu să găsească ea soluția. Și o găsește. Nic să fie angajat de academician ca secretar particular. Bătrânul se prinde, dar în ajunul zilei când Nic trebuia să-și ia postul în primire, se sinucide. Până aici totul este clar. Dar mai departe încep întrebările, așa -i? Cam așa Într-adevăr, dacă putem emite o ipoteză, după părerea mea plauzibilă în legătură cu relațiile dintre Nic și Doina Robescu anterioare sinuciderii, nu avem, în schimb, elemente care să ne explice sinuciderea, tocmai într-un moment când Nick ajunsese la un pas de reușită. Sinuciderea lui Nick a fost și rămâne încă pentru noi un mare, un desăvârșit mister. Nu cred că totuși madame ma, academician știe sau eventual bănuiește, da, ține să fie mormânt. Pe ce te bazezi? Păi nu mi-a spus ea că Nichi era plin de tăceri și taine? Mi-a spus. Și la nedumerirea mea, cam ce fel de taine ar putea avea un instructor artistic? Nu mi-a explicat. Dacă era instructor artistic și în realitate? Mă rog, nu este exclus să aibă vreo bănuială. Dacă știe, mă îndoiesc, serios. Această bănuială ei nu crezi că ar putea să ne fie totuși de vreun folos? Mai întâi, nu cred că bănuiala ei are vreo legătură cu adevărata cauza sinuciderii lui Nic. Altceva poate că n-ar putea fi de un mare folos. De pildă, dacă am ști cum a ajuns ea la concluzia că Nicky era plin de tăceri și taine. Constatarea asta a ei este foarte deșteaptă, trebuie să recunoști. Dacă ți-ar fi spus doar că era plin de tăceri, asta nu m-ar fi intrigat. Un om plin de tăceri poate să însemne un om tăcut, un om mai puțin sociabil. Dar că a afirmat că era plin de taine. Nu poți să afirm despre cineva că e plin de taine, decât numai dacă acela ți-a dat prilejul să constați lucrul acesta. Pe urmă tu ai întrebat-o dacă nu i-a fost teamă că un om plin de taine ar putea o compromite, și că ți-a dat un răspuns. E drept tipic femeiesc, dar foarte semnificativ. Domnule, îl iubeam? În ce fel trebuie înțeles acest îl iubeam? După părerea mea, numai într-un singur fel. Că îl iubea atâta încât de dragul lui era dispusă să-și sacrifice reputația ei, a soțului ei. Ce-ar fi? Îl întrerupse Bogdan. Să stăm de vorbă cu Academicioaica. Nu mi-aș lua răspunderea să discut acum cu ea. De ce? Din două motive. E nu numai prematur, dar și riscant. De ce n-ai bai risca, măi, bătrâne? Dacă află cine suntem, riscăm să nu ne spună nimic în cazul când Nica a apucat să jumulească de nisca informații. De teamă să nu fie și ea implicată. Ori va lua brațe pe nau de navede, ori ne va îndruga nisca baliveri necredibile care să ne facă să rătăcim cine știe pe ce piste false. Bine, atunci să nu stăm de vorbă cu ea. Dar în acest caz ce propui? Ce propun? neapărat va trebui să te duci vinerea viitoare la cimitir, ca să a prins lumânări la mormântul Ceciliei Năchescu. Am să mă duc, mă întreb însă ce ar gândi rudele fetei dacă ar veni în lipsa mea și ar vedea ce frumos am aranjat mormântul. Am plivit buruienile, am semănat gazon, am plantat stânjenei. Zău, bătrâne, că mi-am descoperit aptitudini de îngrijitor de morminte. Lasă gluma! Va să zic că va trebui să te duci vineri la cimitir. Vei aprinde câte lumânări dorești pe mormântul Ceciliei Năchescu?" Da, grijă mare să nu scape Doina Robescu. Numai să vină. Cred că va veni. În orice caz, dacă va veni, va trebui să vă inoculați reciproc câte o porție serioasă de memorie. Sper că vei fi în stare să o faci să vorbească despre Nichi al ei. Ce ne interesează să știm are și din cele discutate de până acum. Dar probabil că mai sunt și alte întrebări la care ea este în măsură să ne răspundă. În fața noastră avem o săptămână întreagă. Deci timp suficient ca să le formulăm. Într-o săptămână alcătuim un chestionar pe cinste. Am să-i pun întrebările în ordine alfabetică până le epuizez pe toate. Mai să nu ui să iau un creion cu mine, ca să le șterg pe măsură ce răspunde la ele. Mă, tu nu poți vorbi odată serios. Gata, bătrâne, sunt serios. Atunci să mergem mai departe. Dacă nu-ți displace să petreci o oră pe săptămână în liniștea unui cimitir, atunci poți să continui să te vezi cu Doina Robescu la Belu. Dacă însă ți displace, atunci convinge-o ca ședințele de transfuzie reciprocă de memorie să aibă loc în altă parte, preferabil la ea acasă. E clar, bătrâne, trebuie musai să cultiv prietenia doinei Robescu. Și cu șarmul tău sunt sigur că vei izbuti, numai că va trebui să fii foarte atent. Ca să nu mi se aprindă călcâiele după doamna academician? Asta știu că nu ți se va întâmpla. Mă gândesc la o primejdie reală, Bogdane, băiete. Capitolul 2 crima din barul Meridian. Acela care s-a gândit să afle dacă în afară de părinții săi mai vin și alții să aprindă lumânări și să depună flori la mormântul lui Nic și Mandan a fost capitanul Bogdan. Și fără îndoială că nu ar fi manifestat o asemenea curiozitate dacă Sonia și Mandan nu ar fi continuat să-l urască pe fiul ei adoptiv și după aceea acesta începuse să se descompună sub lespedea mormântului și în consecință să-l vorbească de rău. Încercând să o tragă de limbă, într-o zi, bătrâna comise o indiscreție pe care Bogdan o consideră deosebit de prețioasă. Aceea că o doamnă, una de acele de plătește băieții tineri ca să facă dragoste cu ele, îi dăduse bani bărbatului ei, lui Aram și Mandan, să ridice la mormântul lui Nic un monument funerar. Aceasta fusese prima indiscreție care îl făcu pe Bogdan să ciulească urechile și care îi sugeră niște întrebări suplimentare. Cântându-i în strună, exclamase, prefăcându-se indignat. Iaca, îmi spuneți ceva care pur și simplu nu mi se pare de crezut. Oare mai există asemenea femei? Ei hei, să am eu atâția bani cât asemenea femei există. Vreo hoașcă bătrânărea de muscă pe semne. Cele mai multe ori fiele, așa cum le-ai spus dumneata. Da, asta despre care ți-am vorbit nu-i bătrână. Mai în vârstă decât nic, da. Poate cu vreo zece ani cel mult. La o femeie ca la 30 de ani nu-i bătrână, așa -i? Nu, de sigur. desigur. Și ziceți că i-a dat bani soțului pentru un mon mon monument? I-a dat. 5.000 de lei, bani, nu glumă. Cre și eu. Asta înseamnă care de unde. Ea sau bărbatul sau. E măritată? Dacă avea verigheta în deget, înseamnă că e măritată, așa -i? Mereu Sonia și Mandan ținea să-i cunoască părerea. S-ar putea să fie văduvă sau poate divorțată. Da, cred că mai curând dumneavoastră aveți dreptate. Nu știți numele. Nu. Poate l a fi spus soțului dumneavoastră. Nu, l a spus nici lui. Ce, e proastă? Și de ce credeți că și l-ar fi spus numai în cazul când nu-i prea deșteaptă? Cum să și el spună dacă i mărit, tată? Ia punte în situația ei, ți-ai fi spus numele? Nu cred. Păi, vezi, trebuie ca a ținut mult la el dacă ar isipi 5.000 de lei așa ca nimica. Sof Sonia și Mandanoftă, dar nu cu părere de rău, ci cu ciudă. A ținut, recunosc că a ținut dar nu înțeleg ce-au găsit toate la țiganul de Nicolae, că așa cum când e mor mereu i aduc flori la mormânt. Aceasta fusese cea de-a doua indiscreție. Dumneavoastră vă duceți des la cimitir? Eu? Niciodată. Atunci de unde știți? Voi se să afle Bogdan. De la Aram. Aram se duce din când în când că pentru Aram Nic a fost copilul său. Bogdan stătuse apoi de vorbă și cu Aram și Mandan, dar acesta, într-adevăr, nu cunoștea numele donatoarei. Începând cu ziua următoare, mormântul lui Nic și Mandan fu ținut sub observație. Se perindară pe acolo câteva femei, cele mai multe muncitoare la fabrica unde Nic fusese instructor artistic. Niciuna însă nu prezenta interes din punctul de vedere al lui Bogdan. În niciun caz nu putea fi printre ele aceea care dăruise lui Aram și Mandan suma de 5.000 de lei. Asta până într-o zi. În după amiaza acelei zile, o femeie frumoasă care purta un par de vernil veni la mormântul lui Nick era Doina Robescu. În aceeași zi, colonelul Joldi și îl chemă la el în birou pe Ducu. unde e capitanul Tudorașcu?" Fu prima întrebare pe care i-o puse. Pe teren, tovarășe colonel." Să știi că a avut dreptate." V-ați informat, tovarășe colonel?" Da." Și rezultatul este acela pe care l-a bănuit. Academicianul Alcibia de Robescu întreprinde în prezent niște cercetări deosebit de importante în legătură cu una din marile descoperiri ale fizicii moderne. Laserul, este vorba de o invenție deosebit de importantă din punct de vedere al apărării patriei. Îți dai seama cât de imperios este să aflăm dacă între Doina Robescu și Nic și Mandan au existat numai relații de ordin sentimental. Fiindcă, după toate probabilitățile, Nic și Mandan lucra pentru o putere străină. Tovarșe colonel, Bogdan a avut și în privința aceasta o idee anume? Și Dăcui relată pe scurt în ce fel încerca Bogdan să câștige prietenia Doinei Robescu. Ideea nu era. Fu de acord colonelul după ce se gândi puțin. Dar crezi că va izbuti? În privința aceasta aproape că n-am nicio îndoială tovarășe colonel. Bogdana are acel nu știu ce la care femeile sunt foarte sensibile. Dacă el ar fi ceea ce se înțelege prin cuvântul femeiat, cred că ar deveni autorul moral la numeroase drame. Femeile și le-ar disputa cu acea înverșunare ce le caracterizează atunci când e vorba să pună mâna pe bărbatul care le place. În cazul acesta, capitanul Tudorașcu să se pună imediat pe treabă. Misiunea ce ne-a fost încredințată, dacă ținem seama de importanța excepțională a invenției la care lucrează academicianul Robescu, este deosebit de dificilă. Tovarșe colonel, Bogdan s-a și pus pe treabă.